E adevărat că ai pipăit femeia de 30 de ani? Ai mai avut legătură și cu două fete de 21 și 18 ani? Ești vinovat? Bărbatul a fost prins de polițiști în timp ce se plimba și pipăia femeile. În fața anchetatorilor, bărbatul, care este angajat al unui club din oraș, și-a recunoscut faptele. Va ajunge astăzi în fața judecătorilor de la Tribunalul Prahova, care vor decide cum va plăti pentru faptele sale.